Bine ați venit la mobilisima.ro. Telefonul acesta tocmai a fost anunțat, este Motorola Moto G7 Plus. Cel mai mare din noua gamă și cel mai puternic la capitolul optică, pentru care stabilizare optică pentru camera din spate. Este o cameră duală, iar telefonul va sosi încă de săptămâna viitoare pe piața din România la 1399 de lei. Aici aveți pe ecranul Moto G7 Plus câteva funcții, stabilizare optică, portrait sau bokeh, acustică Dolby. Apropo, avem difuzoare stereo și specificații tehnice pentru device. Ok, ecranul este un de 6,24 inch, Full HD Plus, Max Vision, vedeți și voi bretonul cel nou în formă de picătură. Procesorul este un Qualcomm Snapdragon 636, iar camera este una de 16 megapixeli, 16 plus 5 megapixeli în spate, 12 megapixeli în față, baterie de 3000 de mAh cu încărcare Turbo Power la 27W și 4 GB de RAM, 64 GB de stocare și aș paria și pe microSD. Acustică Dolby, difuzoare stereo și la bord avem Android Pie într-o variantă stock curată și aerisită. Cam așa arată multitasking-ul acum. Hai să intrăm și în Chrome și să accesăm Mobilisimo. Ok, am intrat pe mobilisimo.ro. Folosim o interfață destul de apropiată de cea stock aici. Scrolling destul de fluid, dar știam asta deja de la Chrome. Ce mai este despre device? Dacă Moto G7 Power avea un fel de polimer special în spate, aici este clar sticlă. Este un albastru special, un albastru negru, un albastru profund. Văd că avem blitz dual în spate și avem și cititorul de amprente integrat imediat sub cameră. Un ecran cu muchii destul de înguste, a păstrat totuși bărbia trademark pe care scrie Motorola, dar în rest au tăiat destul de mult muchile. Mi se pare foarte ușor, asta este prima mea senzație, că este un telefon foarte ușor. În același timp apreciez că are Android Pie preinstalat și este și stock. Și ecranul este destul de generos, v-am zis, 6,2 inch, rezoluție Full HD+, deschidere F1.7 pentru camera din spate și stabilizare optică, plus electronică și un mod special Hyperlapse pentru video. Și apropo, și camera frontală de 12 megapixeli știe portrait. O să vedem cam așa arată opțiunile camerei. Văd că în mare au păstrat funcțiile dinainte. Avem portrait, cutout, spot color, cinemagraph, panorama, portrait înseamnă bokeh, cutout, decupezi un subiect din imagine, spot color, păstrezi o parte a culorii din imagine, numai roșu, numai verde sau ceva de gen. Cinemagraph, faci un fel de gifuri și panorama se explică de la sine. Ok, hai să vedem încă o curiozitate, o să intru aici în zona de setări și vreau să văd, da, putem filma 4K, asta era curiozitatea mea principală. Acesta este Motorola Moto G7 Plus, 1399 de lei pe piața din România, vine săptămâna viitoare, stabilizare optică la preț accesibil, bokeh și dotări mid-range destul de bune, plus Android Pie curat. Cam atât la Mobilisimo, la revedere!